Salutare, prieteni! Iată, am mai supraviețuit o săptămână în nebunia asta și se pare că așa va decurge următoarea lună, aprilie, asta e. Ne conformăm. Am rămas pe ceai negru. Ne-am conformat ultimului studiu făcut de francezi. Sau francezi, cum s-ar zice la noi, care spune că ceaiul negru ar ajuta la oprirea răspândirii virusului în organism. Bineînțeles, este o prostie, motiv pentru care noi oricum beam ceai negru cu mult înainte să apară tâmpenia asta de studiu. Ceea ce mă frapează pe mine și cumva sunt dezamăgit în special de comunitatea noastră foarte religioasă din țară, e că observ cu stupoare, aș putea adăuga, că leacurile băbești, respectiv gargara cu sare și mai nou cănița de apă caldă cu bicarbonat, așa cum am auzit pe rețelele de socializare. Ei bine, se pare că aceste leacuri băbești înlocuiesc sfânta aghiazmă, ceea ce este absolut, aș putea spune, scandalos. Vă rog să vă aduceți aminte cozile alea imense, în care, bineînțeles, toți credincioșii României se îngrămădeau la acele butoaie și săreau după cruci riscându-și viața pentru, bineînțeles, atestarea importanței momentului respectiv, dar și pentru a pune mâna pe lichidul făcător de minuni, care, bineînțeles, că te apără de boli și de toate molimile pământului. Iată că nimic nu mai există divin în această lume, în aceste condiții. Se pare că nici aghiazma nu mai e ce a fost. Probabil că au falsificat-o pochii de mult și pe asta. Deci să înțelegem că nici aia n-are efect. Dacă am ajuns la apă cu sare și bicarbonat așa, înseamnă că e clar nici aghiazma nu mai e ce a fost. Bun, să trecem mai departe, nu înainte de a lua o gură de ceai negru, bineînțeles. Să trecem mai departe la subiectul referitor la medicii care dezertează din linia întâi. Absolut nimic surprinzător pentru mine. Motivul este că nu suntem pregătiți. Aș vrea și eu să ne spună cineva când țara respectivă a fost vreodată pregătită pentru așa ceva, iar dacă medicii respectivi, atunci când au intrat în asemenea meserie, nu știau cumva și în ce țară aplică pentru meseria respectivă. Bineînțeles că există chestia asta cu să nu-i punem pe toți în aceeași oală. Bineînțeles, eu o să-i pun pe majoritatea în aceeași oală și o să spun că majoritatea s-au dus acolo pentru acel extra. Acum, bineînțeles că e de căcat să-ți riști viața pentru 50 de roni. Nu, pentru că pentru bucățic, pentru șpăguța aia pe care o mai aduceai, pentru ceva care-ți brancardierul ăla sau dracu știe, asistenta aia care venea să schimbe cearșafurile, că absolut nimic nu s-a schimbat, chiar dacă le-au mărit ăștia salariile și nu știu ce. În continuare, șpăguța a mers. Nu poți tu să-mi zici mie că nu-ți mai băga nimeni 50 de roni în buzunar. Ei bine, acum e chiar de căcat să-ți riști viața într-o asemenea situație pentru banii respectivi, mai ales când ei nici nu mai vin. Adică nu mai sunt nici aia. Pe lângă faptul că se mai împuținaseră totuși, ei bine, acum nu mai sunt deloc. Dar apropo de faptul că țara nu a fost pregătită și chestii de genul ăsta, ei bine, dacă vă uitați în afară, niciuna din țările
așa zis, civilizate și cu mult mai avansate decât România, nu a fost absolut deloc pregătită. Uitați-vă ce se întâmplă în Italia, în Spania, în Germania, Franța, Marea Britanie, Statele Unite, nu mai zicem de Statele Unite și Marele New York, care vedeți în ce situație absolut de rahat se află și se așteaptă să fie chiar și mai grav. Un alt lucru care mă frapează și cumva o să fac o predicție, așa cum am făcut-o și pe site într-un articol, este faptul că la noi în România se speră. Respectiv, cei trei marțafoi, Arafat, Vela și cu celălalt, așa cum i-am zis și pe site, mă refer la cel îmbrăcat în haină militară, nu știu exact, e de la miliție, domnul respectiv. Acești domni, în mod sigur, Arafat și cu Vela, vor fi înlocuiți. În momentul în care nu se vor mai vedea, chiar și cu staturile lor impunătoare, în momentul în care acești oameni, între ghilimele, nu se vor mai vedea de cadavre, ei vor fi înlocuiți. Cineva trebuie să fie scos țapii spășitori. Și bineînțeles că va ieși de la sertar în momentul ăla și dosarul penal al lui Arafat, poate și dosarul penal al lui străinul Cercel, pentru că nu spuneți mie că un șef de institut, așa cum este domnul Cercel, stă pe salariu atâta mari de vreme acolo și nu face el niciun mișmaș. Probabil că, na, ăștia erau pe făraș oricum. Însă ei au fost cumva salvați de acest complex sistem de evenimente care au avut loc în ultimul timp și bineînțeles că ăștia, na, pe cine dracu să pui. Dar se vor găsi alții total necunoscuți, dar bineînțeles mult mai pregătiți și mult mai gata să dea cu bâta în baltă decât precedenții. Bun. Cei care spun, să mă întorc la cei care spun că țara a fost nepregătită și așa mai departe, haideți să mai dărâmăm un mit. Țara asta n-a fost pregătită niciodată pentru absolut nimic. Nici măcar aia care spun că, domnule, de la Ștefan sau de la Țepeș, țara n-a mai fost pregătită. Țin să amintesc persoanelor respective că, în ciuda faptului că se știa, eram înconjurați de otomani și tot felul de state din astea care, bineînțeles, râvâneau la avuțiile noastre, niciodată n-am avut o armată regulată. Nu am avut o armată profesionistă. Când se afla că vin turcii, fugea unul dintr-un sat în altul să încropească o așa zisă oaste. Așa că țara asta nu a fost pregătită pentru nimic din cele mai vechi timpuri. A doua chestie pe care o văd foarte discutată, în special de către medici, este faptul că sunt trimiși la luptă fără arme. Și ei, practic, sunt carne de tun într-un război nedrept. Dragi medici, aș dori la fel să vă aduc aminte din istoria mai recentă de data asta, că au fost situații în care, într-adevăr, oamenii s-au dus, respectiv în al doilea război mondial, s-au dus la luptă cu o pușcă la 3 soldați. Asta era situația. Și așa cum ziceam, ca să facem o paralelă cu ceea ce se întâmplă astăzi între România și țările de la vest, iată, nici Franța nu are suficiente măști, suficiente combinezoane, suficiente mănuși și așa mai departe. Deci nu sunteți cu nimic mai jos decât cei din Germania. Germania încă se mai descurcă, să zicem.
Dar uitați-vă la Spania, la Franța, la în curând Marea Britanie. Bun. Am încheiat și cu nu suntem pregătiți și suntem trimiși la război fără... Ne descurcăm cu ceea ce este, pentru că așa am făcut dintotdeauna. Dar bineînțeles, să mă întorc înapoi la șpăguță și la de ce nu se merită să te riști pentru 50 de roni care și ăia în ziua de azi. Mi-e greu să cred că îi mai primiți, totuși. Într-adevăr, socoteala e de partea celor care se retrag pe diverse motive. O altă chestie pe care o aud la cei trei, la cei trei marțafoi e chestia asta cu să sperăm sau să nu ajungem ca în Italia sau Spania. Noi sperăm că nu ajungem ca în Italia sau Spania. Ei bine, dragilor, unde naiba credeți voi că s-au dus acei români din primul val, între 250.000 și 900.000 de români care au venit în primul val imediat în primă fază. Unde credeți voi că s-au dus? S-au dispărut? S-au vindecat la graniță cumva? Nu cumva ăștia s-au întâlnit cu, bineînțeles, cu toate rudele și toate rubedeniile, așa cum este creștinesc și normal să se întâmple într-o țară profund religioasă ca a noastră. A trebuit să-și vadă bunicii, străbunicii, a trebuit să-l vadă pe ăla care a făcut al doilea război mondial, s-a dus în bătătură, cum se zice la noi, a umblat peste tot, a dat mâna cu toată lumea, cu toți prietenii lui din copilărie, s-a dus prin satele lui, din unde n-a mai fost, din așa mai departe, de unde n-a fost acum 2 luni, ca să zic, mai puțin de 2 luni, practic, el s-a dus în țară și de sărbători. Deci a fost acum 2 luni fusese în țară, dar bineînțeles că el, care e obișnuit să se ducă, să se plimbe cu avionul, că dacă n-a mai folosit avion în viața lui, trebuia să se ducă și a treia oară în 4 luni, nu? Păi, de ce nu? Și bineînțeles, toți ăștia au răspândit. E bine, singurul motiv marțafoilor, voi ăștia trei, singurul motiv pentru care voi nu aveți același număr de îmbolnăviri zilnice raportate este pentru că voi nu aveți puterea de a testa cât testează alte țări. Pentru că dacă ați putea să testați și s-ar face o testare din asta, într-adevăr, puternică, în masă, nici nu știu exact care sunt procedurile de a face așa ceva, ar trebui voi să întrebați țările care se confruntă cu așa ceva și care fac așa ceva, în momentul ăla o să realizați că aveți cel puțin câteva mii de cazuri în fiecare zi. Și matematic, statistic vorbind, pe ceea ce se întâmplă în lume și puteți să luați cazul Italiei, puteți să luați cel mai rău caz, pentru că așa e, să pui tot timpul rău înainte și să pui cel mai rău scenariu înainte. Ai o mortalitate de aproape 10% în Italia. Sau cred că am și depășit 10% în Italia. Bun, nu o luăm de 10%, o luom de 7-8%. Ei bine, la numărul de cazuri raportate, e mortalitatea respectivă și te aștepți. Și îți zic eu clar că ai să depășești Italia sau Spania sau naiba știe, poate în cazul nostru, având în vedere lucrurile care se întâmplă acum, poate că le depășim pe amândouă la un loc. E bine, pe subiectul ăsta, să facem iarăși o paralelă. Cred că Londra se va transforma în curând într-un uriaș spital de campanie, transformat de armată. Aceștia deschid tot mai multe spitale din astea de campanie, cu numai puțin de 3.000 de locuri fiecare, cu predilecție în foste centre comerciale, și încearcă și reușesc într-un mod foarte alert să le doteze cu tot ce este necesar. Practic la o populație de 8 milioane doar metropola plus vreo 3 milioane zonele adiacente, este nevoie pentru așa ceva.
ei nu își pun întrebarea sau nu speră, vreau să subliniez acest cuvânt, care bineînțeles este legat de credința noastră profundă, ei nu speră că nu se va ajunge ca în Italia sau în Spania. Ei se pregătesc pentru scenariile respective, iar a spera în momentul în care România se află în acest punct, este o neglijență criminală. Deci nu ai ce să... Motiv pentru care, bineînțeles, domnii menționați Vela și Arafat vor fi mătrășiți la momentul în care nu se vor mai vedea de cadavre. Așa cum spuneam. Am vrut să fac clipul ăsta, cum să spun, să vin în întâmpinarea lucrurilor ce vor fi să vină. Bun, ce altceva mai vreau să spun? Bun, mai sunt subiecte de discutat, însă partea cu susținătorii lui Becali și... de fapt, hai să vorbim despre chestia asta, să vorbim despre chestia asta acum, dacă tot am început. Bineînțeles că a apărut pe media exact aceiași susținători al acestui vierme din Pipera, pe numele său Gigi Becali, cum îi place lui să îi se spună Gigi. E bine, persoanele care îl susțin pe acest vierme ar trebui să știe că România se află astăzi în situația în care se află, pentru că au existat sute mii sau poate zeci de mii de al de George Becali care au furat, nu s-au ocupat cu altceva în țara respectivă, decât să fure indiferent de domeniu din care veneau și unde s-au așezat. În ce domeniu al economiei sau politicii sau așa mai departe, nu s-au ocupat cu absolut nimic. Au furat cu șapte mâini cât au putut și au dat așa din când în când niște firmituri la populație, în special Becali, făcând el, fiind un personaj aparte, plăcându-i să facă spectacol din ăsta, mai ales atunci când știa că are câteva dosare la cur. Gigi Becali nu face nimic din bunătatea inimii sale. La el întotdeauna există un motiv. În afară orgoliului său și, cum să-i spun, aroganței și eului său, ego-ului său absolut uriaș, el trebuie să arate că este primul, că el e singurul care dă, care el e singurul care face. Eu aș vrea să mă refer puțin și la aceeași Marța Foi, care ar trebui să... Păi, ce înjosire pe statul român, mă! Ce înjosire ca unul care abia a ieșit din pușcăria cu ceva timp pentru problemele pe care le-a avut, să apară la televizor așa din când în când sau mai tot timpul, cum îi place lui, și să spună că vă mai arunc eu 2-3 milioane așa, vă mai arunc eu dacă aveți nevoie vreo 2-3 milioane, vă pun eu în cont 2-3 milioane, ce? Pentru Becali nimic, pentru Becali, Becali, Becali de, Becali, Becali. Ce înjosire pentru statul român să ajungă într-o asemenea situație și niciunul dintre ăia care ar trebui să spună domnul Becali este un personaj certat cu legea, a făcut pușcărie și are câteva dosare penale pe vine. Statul român nu are nevoie de ajutorul unui asemenea personaj. Punct. Apropo de chestia aia cu mai bine murim în picioare decât să trăim în genunchi. Asta ar fi un exemplu.
de cum ar trebui făcut. Dar bineînțeles că domnul Arafat și domnul Vela nu au și nu au avut niciodată stofa și caracterul să poată face așa ceva. Cât despre apărarea asta absolut stupidă a celor care spun că ăsta a furat, dar măcar a mai și dat, ei bine, nu are niciun sens când furi 60 de milioane de euro și dai la populației 2 sau 5 sau 10 sau 15. Nu are absolut nici o valoare, pentru că ăla te-a furat din sistemul medical, te-a furat din, luând așa grosomodo, nu spun că s-a dus și a furat de la spitale, dar din locul de unde a furat el a creat o gaură. Ei, ca să se acopere gaura aia a trebuit să se ia de undeva. Anul viitor s-a dat mai puțin la medicină. S-a dat mai puțin la învățământ. Pentru că trebuiau acoperite șpăgile, trebuiau acoperite contractele umflate date pentru firme deținute, iată, de domnul Becali. De ce nu? Deci unde este surplusul ăla care vi l-a dat? Și dacă tot v-a dat atât de mult, inclusiv PSD-ul cât a stat la putere, cum dracu de s-a ajuns ca în anul 2020? Că v-a dat în fiecare an, nu ziceți, voi ziceți, PSD-ul ne-a dat de fiecare dată câte ceva. Cum dracu s-a ajuns atunci în anul 2020 să aveți pensia medie de 300 de euro? Medie, nu minimă, nu aia cea mai mică. Pensia medie 300 de euro. Spuneți-mi și mie ce v-a dat PSD-ul. Și negați-mi mie faptul că în tot timpul ăsta ăia nu s-au îmbogățit. Și ca și încheiere aici, aș vrea să pun și eu o întrebare, pentru că în toată nebunia asta văd că toată lumea a uitat, inclusiv Antena 3, se pare, doamna Sorina Pintea. Eu vreau să știu dacă doamna Sorina Pintea mai trăiește, dacă e bine, pentru că făcea apeluri disperate și ea și Antena 3 prin toți papițoii aia pe care îi defila în fiecare zi înainte de nebunia asta, făcea petiții să moară în patul ei. Eu vreau să știu dacă doamna Sorina Pintea mai trăiește sau e deja moartă de ceva timp și noi n-am știut. Că era pe moarte, deci femeia murea acum, dacă nu ieșea de la pușcărie acum, era gata, era terminată, era în fază critică. Ei bine, asta este o întrebare pentru domnul Gâdea și pentru toți ăia care săreau de cur. Apropo de faptul că noi ne ocupam de alte lucruri în timp ce în China se murea. Dar de ce nu se ocupa și, de exemplu, instituțiile puternice de media? Iar Antena 3 se consideră a fi eșalonul întâi a acestor instituții. De ce nu mediatizau ceea ce se întâmplă în China? Ar fi fost un subiect extraordinar, iar acum ar fi avut, cum să zic, tot suportul populației. Dacă ei ar fi vorbit despre nenorocirea asta, în loc să piardă timpul care l-au pierdut încercând să o scoată pe Sorina Pintea de la pușcărie. Una care a încercat și ea pentru a nu știu câta oară, bineînțeles că nu era prima șpagă și la asta au agățat-o. Dar 10%. E bine, acum culegeți roadele acelor oameni de 10%. Aveți oameni în sistem exact de 10%. Ce mai vreți mai mult de atât? Culegeți ceea ce ați semănat de-a lungul a 30 de ani. Vă salut!